Salut, fecioare! Voi face citirea pentru luna octombrie 2023. Voi schimba de data asta, voi face o citire care să cuprindă toate domeniile de viață și chiar influența unui domeniu asupra celuilalt, fiindcă se întâmplă lucrul acesta. Și voi folosi două pachete de tarot, deci Hermetic și Rider Waite. Să vedem ce se întâmplă în această lună octombrie de toamnă pentru fecioare. Începeți luna octombrie cu soarele în fecioară și vă urez la mulți ani la toate fecioarele. Să vedem. Iată, voi primiți niște bani. Bani care vă dau o stare de bine. Acest as de monede este considerat și un talisman al norocului. Puteți să investiți într-o locuință, într-o mașină, deci este o investiție mai costisitoare. Este bine să faceți această investiție când soarele este într-un aspect benefic cu Jupiter. Le voi așeza câte 5 cărți, așa, deci diavolul, șase de cupe, 10 de spade, 6 de spade, lumea, 3 de cupe, 4 de bâte, steaua, speranța, o regină de cupe, 8 de monede, cumpătarea, temperanță, care vă reprezintă pe voi. Haideți să vedem. Primul este acest diavol. Deci aici trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă s-ar putea să aveți, eu știu, vulnerabilități, vicii. Viciile, de fapt, ne vulnerabilizează în fața celorlalți, în fața unei persoane care poate să aibă ascendent zodie în Capricorn, care știe să acționeze astfel încât să vă aducă blocaje. Și trebuie să fiți foarte atenți. Poate să fie o persoană care să o fi întâlnit în trecut, o persoană cu care ați lucrat, o persoană cu care ați studiat, ați copilărit, dar această, să zicem, revedere poate să se lase și cu o distracție pentru unii dintre voi, adică dacă tot vă reîntâlniți cu cineva din trecut, atunci vreți să vă și distrați. Haideți să vedem ce se întâmplă cu această distracție. Totuși, voi aici aveți acest diavol care vă avertizează, de fapt, arcana. Renunțați la viciile voastre, fiindcă acest lucru vă vulnerabilizează. Da, și iată, este o împăcare, o înțelegere. S-ar putea ca cu această persoană să vă întâlniți și să aveți o împăcare, o înțelegere, pe urmă să stabiliți o distracție, să vă petreceți timpul, deci o distracție unde cunoașteți lume, dar și vă afirmați cunoștințele voastre. În ceea ce privește comunicarea, în comunicarea voastră cu persoane, să zicem,
apropiate, frați, surori, veri, vecini. Un 10 de spade arată că aceste persoane nu au intenții prea bune cu voi. La 10 de spade este o avertizare destul de serioasă. Sunteți puși la pământ, deci floarea este spulberată, nu aveți nicio șansă și aceste persoane s-ar putea să aibă în vedere un contract legat de o casă. Fiindcă, vedeți, dacă la locul de muncă s-ar putea să vă împăcați cu cineva și să ajungeți la o înțelegere cu o persoană pe care ați mai cunoscut-o și ați mai avut relații cu ea, și în primul rând trebuie să fie ceva legat și de resurse, de bunuri materiale, atunci la 10 de spade și cu acest contract legat de casă, de o casă în care ați investit, sau pentru unii vreți să cumpărați o casă sau să închiriați și atunci urmăriți acest contract, dar trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă în comunicarea voastră cu ceilalți s-ar putea să vă vulnerabilizeze. Acest contract este tot timpul contestat. Este, cum să spun, menirea voastră, deci parcă vă este destinat lucrul ăsta să acest contract legat de casă, de tot, să fie contestat de ceilalți. Optul de monede, da, va aduce o contestare. Contestarea este legată și de munca voastră, de locul de muncă, de resursele pe care le obțineți la locul de muncă. Haideți să vedem ce se întâmplă cu această casă. Deci, clar, ea arată că voi s-ar putea să vă folosiți niște resurse noi pe care le primiți pentru a vă cumpăra o casă sau a obține o casă. Să vedem ce se întâmplă cu această casă, această locuință. Luna va aduce într-o situație exact cum este acest 10 de spade, foarte dificilă. Un câine, un lup, un rac. Deci am putea spune că voi trebuie să vă urmați acest drum spre această casă și drumul vostru este plin de pericole. Persoane care vă întind capcane, persoane care vă lingușesc, vă bârfesc, tot timpul vă fac ceva rău aceste persoane. Și gândiți-vă că este și această contestare. Vă contestă cineva tot ce este legat de banii voștri, fiindcă e vorba de locul de muncă. De un aspect legat de sănătate, este benefic, nu aveți probleme. Dar totuși aici această contestare poate fi legată de munca voastră și de casă, de locul, de casa voastră, să zicem. Și iată, contestarea vine din partea unei femei cu ascendent zodie în sau lună plină în rac sau în scorpion. Este o femeie care are două aspecte, aspecte benefice și malefice. Ea, în primul rând, este Lilith. Este considerată Lilith, marea preoteasă. Este o femeie care încearcă să vă afle secrete, să vă prindă cu ceva la mână, să folosească ea ceva. Este o femeie de care trebuie să fiți atenți, să vă feriți. Deci aceasta se implică foarte mult în viața voastră și ea va aduce chiar contestări, probleme, discuții. În ceea ce privește casa, căminul, familia voastră sau poate relația cu un părinte, cu tatăl de obicei sau relația cu partenerul de viață,
voi vreți să schimbați ceva. Vreți să aduceți o schimbare. O schimbare care să vă aducă armonie, aspecte benefice, chiar dacă sunteți înconjurați de dușmani care sunt capabili să vă facă orice. Deci este bine totuși să luați această schimbare care să vă aducă liniște, armonie și speranțe. Această schimbare va aduce foarte multe speranță. Speranța ca totul să fie mai bine. Să vedem ce se întâmplă cu această speranță pentru voi. Speranța este chiar legată de casă. Speranța să schimbați ceva sau ce o schimbare este vorba de schimbare. Voi sperați să faceți un schimb, să faceți o schimbare și chiar dacă se implică foarte multă lume în acest schimb și toți vă urăsc, schimbul pleacă chiar spre voi, speranța. Speranța, uitați-o aici, cumpătarea. Voi sperați să fiți cumpătați, să faceți, cum să spun, să studiați forțele care intră în joc, astfel încât totul să, uitați, tot patru de bâte, deci speranță, patru de bâte și aici, deci voi vă doriți această schimb, zic eu, și vreți să stăpâniți această situație, să o aveți sub control, să nu fie ceva la întâmplare. Este vorba de temperanță, de cumpătarea care arată forța voastră de a studia aceste forțe, Capricornul și Scorpionul, deci vorbim de secrete, de lucruri ascunse, dar și de ceva care vă leagă de o anumită zonă de seriozitate, de muncă, eforturi foarte mari. Haideți să vedem ce se întâmplă cu această temperanță, cumpătare, care leagă foarte multe aspecte. Este și o regină de spade. Este vorba de o balanță, o femeie în vârstă, cu ascendent zodie, lună plină în balanță. O femeie care este destul de exigentă, dar cu care puteți comunica, puteți să discutați, puteți găsi idei, puteți să găsiți soluții. Atât doar, nu încercați să-i aflați toate secretele sau toate sentimentele ei, cu toate acestea s-ar putea să se răzbune, s-ar putea să apară o ruptură între voi. Cu toate acestea, eu zic că este vorba de săgetător, de balanță, două persoane care în final se pot înțelege. Dacă ne uităm mai departe, fericirea pentru voi este o schimbare. Universul, lumea, da? Este o schimbare profundă. Voi gândiți să schimbați ceva în viața voastră, în cămin, în familie, dar urmăriți și o schimbare legată de ceea ce vă face pe voi fericiți. Deci vă doriți această schimbare foarte importantă pentru voi, în idei, în gândire, în comunicare, în energie, vitalitate, sentimente, sensibilitate, relații. Este o schimbare care depinde numai de voința voastră. Acest univers este un talisman al norocului. Și acest talisman al norocului s-ar putea să vă influențeze speranța voastră. Deci această schimbare vă dă o speranță în această zonă a schimbării, a transformării. Deci voi, pentru fericirea voastră, luați această schimbare. Și regina de cupe, vorbim de o femeie cu ascendent zodie, lună plină în rac,
care ea are cunoașterea. Ea vine cu o cunoaștere spirituală, o cunoaștere profundă, dar este preocupată de trecut, de strămoși, de ea asta studiază, strămoșii, relațiile ei, dar și familia Cămin. Să vedem ce se întâmplă între această schimbare a voastră, care este de 2 ori, deci o schimbare în familie, în Cămin, și o schimbare în fericirea voastră, în ceea ce vă doriți voi fericire. Și această regină de cupe, da, este o alegere. Va trebui să faceți o alegere. Dar este o alegere între două lucruri identice. Și voi s-ar putea să nu acceptați alegerea sau chiar această persoană să nu, să se opună acestei posibilități de a alege. Deci este o stagnare în final. S-ar putea să aveți, voi vă doriți schimbare, să schimbați totul, să, mai ales cu această lume, dar s-ar părea că apar o stagnare, un blocaj. Între karma voastră, am zice, sacrificiul vostru, un 5 de monede, e o pierdere. Voi sperați să obțineți această schimbare, transformare, este în casa schimbării, a transformării, a renașterii, dar cunoașterea și călătorile. Regina de cupe poate să-și dorească și călătorii, această femeie, o femeie cu ascendent, zodie lună plină în rac. Poate să-și dorească aceste călătorii, dar are totuși o stagnare, nu poate să facă nimic și veți avea o pierdere în final. Deci, chiar dacă faceți aceste schimbări sau tot ceea ce faceți, aveți și o pierdere, fiindcă apare acest aspect de 5 de monede. Deci, toate schimbările, toate transformările și, în final, legat de casă, de cămin, de vecini, este și o pierdere. Să vedem ce se întâmplă cu acest aspect de pierdere. Este o situație pe care o acceptați. Vă dați seama că este mai bine să acceptați această situație decât să nu o acceptați. Deci, veți prefera această pierdere. Aveți aici o serie de arcane care vă atenționează, arcanele majore. Trebuie să fiți foarte atenți. Acest diavol nu aduce nimic benefic. La fel și luna va aduce situații foarte dificile, situații la care dacă, deci, trebuie să mergeți pe un drum. Drumul vostru presupune un contract, poate, și aici sunteți vulnerabili. Trebuie să fiți atenți ce semnați, ce faceți, fiindcă această lună vine chiar pe casa voastră, contractul. Contractul este chiar pe casa voastră și această implicare a vecinilor care, de fapt, vă vulnerabilizează. Și atenționarea este să fiți atenți ce semnați și, în primul rând, să observați și să acționați. Dacă trebuie să faceți acest pas, atunci cel puțin observați și acționați în consecință. Dacă ne uităm, contractul este chiar dependent de voi, de săgetător, dar și o impunere a unei persoane mai în vârstă, o femeie cu ascendent zodie lună plină în balanță.
Deci trebuie să fiți atenți ce semnați, ce faceți legat de casă. Și așa cum am spus, chiar dacă veți pierde, aveți aici 5 de monede, chiar dacă veți pierde, poate că nu va fi ceva avantajos, voi arătați că sunteți mulțumiți și vă simțiți bine cu ceea ce ați făcut. Aceasta a fost citirea pentru voi, fecioarele. Eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri, o lună de toamnă, octombrie, cu împliniri, cu reușite. Și nu uitați, dacă v-a plăcut această citire sau dacă vă ajută, puteți să ajutați și voi canalul să se dezvolte. Dați un like, abonați-vă sau chiar puteți să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!